Sticle și bidoane pline cu apă vedem zilnic la Cișmeaua, de lângă cetatea Severinului. Locuitorii orașului spun că aici este cea mai bună apă potabilă, folosind-o chiar și pentru spălat și gătit. Severinenii refuză să cumpere din magazine, atâta timp cât această Cișmea oferă apă potabilă gratis. Severinenii, dar și locuitorii ai zonelor limitrofe vin zilnic la Cejmeaua de lângă cetatea Severinului pentru a se aproviziona cu apă plată. Este una dintre cele mai dorite din zonă, folosită chiar și pentru uz casnic. În două zile, 10 kg, cam atât. Fac și mâncare din ea. Fac și mâncare din ea, cafeaua și mâncare din ea. E foarte bun. Vă doriți mai multe cișmele asemenea la noi în oraș? Da. Da, cel puțin singura asta e și mi se pare că mai e una la Schela. Atât. Oamenii își așteaptă rândul pentru a-și umple sticlele și bidoanele cu apă de aici. Apa potabilă de la Cejmeaua de lângă cetatea Severinului este pură și curată, numai bună pentru consum, determinându-i pe severineni să vină frecvent în acest loc pentru a lua apă. La 3-4 zile obligatoriu vin, de ani și ani de zile. V-ați dori mai multe cișmele asemenea la noi în oraș? Ar fi perfect. Ați dori mai multe locuri care să aibă apă potabilă? Da, da. Să fie tot așa bună ca asta. Vă place apa de aici? Da. E bună de băut, de spălat. De spălat? Da. Da. La gătit, da. E bună, la gătit. Și era bună, iar în schimb era bună și apa de la 3 lei. Cea mai bună apă potabilă, severinenii știu că o găsesc la această cejmea, însă își doresc cu ardoare mai multe astfel de locuri. Odată ajuns și aici, cetatea Severinului vă așteaptă pentru a o vizita și pentru a-i afla istoria.